Domnilor, domnilor, urmează un cântec despre femeia ideală. Da, da, am zis bine. Nu, nu știu, o fi existând, o fi existând, da, să vedem, da. Doamne, feri vreun rost, schimbarea craiului adost. Ei vor femeia ideală, da, femeia ideală, da. Răbdătoare Penelopa, mai credincioasă decât popa și mai râvnită ca un stat, da, da, femeia ideală, da. Și voi, da, da, și încă o dată, pe bune. Pretind să îi se pară ciumă José Armando, fătălău DiCaprio, homalău și Mircea Badea, o legumă. Da! Stai cu amicii la un vin, da, da, femeia ideală, da, da, femeia ideală, da, așa, și încă o dată. Rujul roz al pui să fie, da, femeia ideală, da, da, femeia ideală, da. Și să-mi se leagă în general, să fie mândră că te are, că nu prea pare că ești bărbatul ideal. Da, femeia ideală, da, da, femeia ideală, da, 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 da. Femeia ideală, da. S-o crezi, mă, ta. Sorin Bacuitaru, Cristi Carcioveanu și publicul de la Onești. Bravo.